Bună dimineața tuturor celor care vizionați acest video, la mulți ani tuturor doamnelor, domnilor, tuturor elenelor și constantinilor. Vă mulțumesc că vizionați așadar acest video. Vă doresc să aveți o parte de o zi minunată, binecuvântată pe toate planurile și cu multă armonie, cu întâlniri plăcute și tot ce vă doriți să vi se împlinească. Am să fac acum o etalare cu cărție de oracol angelic pentru a vedea care sunt mesajele care vin în acest moment din partea divinității, ce ar trebui să știm, ce ne poate fi de folos în acest moment sau în oricare moment. Vedeți acest video. Acest video este așadar atemporal. Puteți oricând vizionați și mesajele care vin prin intermediul cărților de oracole. Fiind mesaje pozitive, ele pot fi de folos în momentul în care vizionați sau pentru ceea ce vă doriți. Și ca să fie mai personalizată această etalare, o voi face în trei variante. Varianta numărul 1 este varianta cerchine, varianta numărul 2, varianta pendul mov, varianta numărul 3, varianta pendul de cristal alb. Alegeți intuitiv și să vedem care sunt mesajele care vin în acest moment din partea divinității, ce ar trebui știut în acest moment, în aceste clipe, chiar astăzi, sau pentru ceea ce vă interesează. Vă puteți gândi și la o întrebare, la o dorință, când alegeți varianta și, în funcție și de mesaje, vă puteți da seama cât de bine rezonează cu ceea ce aveți voi nevoie să știți, ceea ce vă interesează. Haideți să vedem așadar ce se întâmplă, care sunt mesajele care vin în acest moment din partea divinității. Și acum am spus, voi folosi mai multe pachete de cărți de oracol, tocmai pentru a vedea mesajul. Văd că s-a tot agățat o carte și atunci o și spun, este vorba despre genul dumnezeesc, este darul Arhanghelului Metatron care spune manifest genul divin în lume. Îți ofer accesul la înțelepciunea divină și la atotputernicia dumnezească. Locul meu este lângă tronul gloriei dumnezeiești. Mediez toate rugăciunile tale în fața lui Dumnezeu. Deci veți avea inspirație, intuiție, idei geniale, idei de geniu, care duc la a fi mai creativ, a fi mai pozitiv, a găsi soluțiile cele mai bune pentru problemele cu care te confrunți. Poți face o descoperire extraordinară care să-ți îmbunătățească viața ta sau a celor din jur. Aici pot fi vorba și despre genii care ajută la evoluția societății, la îmbunătățirea condițiilor de viață, a sănătății, din punct de vedere profesional, material, financiar, tehnologic, etc. Aici apar situații de genii dumnezeiești, genul dumnezeiesc. Am ținut să o spun și această carte pentru că am văzut că se agață, nu puteam să o repun în pachet pentru a steca cărțile. Haideți să vedem care sunt energiile, care sunt mesajele care vin în acest moment, ce ar trebui știut exact în acest moment, ce dorește Divinitatea să ne transmită. Vedem așadar mesajele care vin exact în acest moment. Și prima variantă este varianta ciorchină, a doua este varianta cristal mov și a treia va fi varianta cristal alb. Și cum spuneam, folosesc mai multe pachete pentru ca să vină mesaje mai complete, mai complexe, care să dezvăluie exact ceea ce trebuie să știți în acest moment, ce poate fi de folos pentru problemele cu care vă confruntați, care vă preocupă. Întrebările la care vă așteptați un răspuns, aș dori să știți o soluție, să găsiți soluția la o problemă și poate aceste cărți vă pot inspira, motiva, încărca pozitiv prin mesajele care le conțin și le transmit. Cărțile au o energie particulară, cum și cărți angelice, cu atât mai mult energiile acestor cărți sunt angelice, ca și mesajele care le conțin. Așadar, haideți să vedem
ce dorește Universul să știm în acest moment, care sunt mesajele care ar trebui să le știm, ce dorește Divinitatea, Îngerii, Arhanghelii, ce dorește să ne transmită. Am mai agățat o carte, vedem ce spune. Spune ca să nu mai fim tragici. Spune așa, dacă acea parte din voi ar accepta să abandoneze rolul de actor tragic și în loc să trăiască la nesfârșit în mintea sa, în loc să retrăim în mintea noastră la nesfârșit niște scenarii tragice, niște mesaje, niște scenarii de groază, atunci visele noastre s-ar realiza. Pentru că miracolul ar putea avea, s-ar putea întâmpla. Nu avem parte de vise împlinite, de dorințe împlinite, pentru că ne facem tot felul de scenarii, avem frici, temeri și ne imaginăm. Dar dacă nu se împlinește, dar dacă nu o să mi se întâmple, dar dacă nu știu ce se mai întâmplă. Și în felul acesta ne umple mintea cu fel de fel de gânduri și nu mai este loc pentru gândul acela pozitiv al dorinței, care el trebuie să se manifeste, are nevoie de spațiu. Deci are nevoie de spațiu și atunci trebuie umplut spațiul minții, ca și în jurul tău, doar cu energii pozitive care se dea loc să aibă, să ajungă să se manifeste, pentru că dacă umplem spațiul cu mizerii, nu are loc, nu are cum să-mi lase frumos, nu? Haideți să vedem ce se întâmplă, care sunt mesajele care ar trebui să le știm. Deci, practic, Universul ne transmite să gândim pozitiv, să nu mai ne facem, să nu mai avem frici, să nu mai gândim negativ, să nu mai ne imaginăm tot ce e mai rău pe lumea asta, ci să încercăm doar să fim prevăzători și să gândim pozitiv, să așteptăm cu încredere că energiile se manifestă, dacă emitem energii pozitive, ele tot în pozitive trebuie să se manifeste. Haideți să vedem mai departe ce spun cărțile de oracol ale arhanghelilor, ale îngerilor, mesajele care vin în acest moment, ce dorește Divinitatea să știm. Vedem ce dorește Divinitatea să știm în acest moment. Vedem și îngerii ce doresc să știm, arhanghelii, Universul, Divinitatea, ce dorește să aflăm noi în acest moment, ce doresc îngerii, arhanghelii să știm în acest moment, în acest precis moment, că ne poate fi de folos. Interesante mesaje vin, sunt chiar curioasă la fiecare variantă în parte care sunt mesajele, pentru că Universul, Divinitatea are o înțelepciune divină, extraordinară. Așadar, prima variantă ciorchină, a doua variantă este cristalul mov și a treia variantă va fi cristalul alb. Alegeți intuitiv și să vedem la varianta aleasă ce poate dezvălui în acest moment varianta aleasă. Și să încep cu prima variantă. Wow! Foarte interesant. Să știți că aveți niște mesaje foarte interesante. Sunteți într-o perioadă de vindecare. Văd că sunteți protejați de Divinitate. Mesajele care vin în acest moment spun că sunteți protejați, că nu aveți nimic de temut. Nu aveți de ce vă teme, cu alte cuvinte, ci doar să aveți încredere. Voi ați ales acest ciorchine multicolor și văd că și culorile care au venit aici la voi vin așa într-o sintonie, într-o armonie cu aceste bogăție. Deci voi nu aveți de ce vă teme pentru că totul este în regulă, sunteți protejați de Divinitate, protejați de locul în care sunteți acolo, sunteți într-un loc sigur, să spunem așa, sau în familia voastră lucrurile stau bine, sunteți în siguranță între prieteni, etc. Deci nu aveți de ce să vă temeți. Pentru că sunteți într-o perioadă
de energie pozitivă într-o perioadă de vindecare. Poate că aveți gânduri de sănătate, spre exemplu, vă faceți griji. Și aici mesajul care vine spune că nu trebuie să te temi. Poate trebuie să ții măsuri de siguranță respectând regulile acestui lucru. Nu trebuie să, asta nu presupune că dacă ești într-un loc sigur și ești protejat de divinitate sau de societate, etc., de locurile în care stai, ești cu cine ești, nu înseamnă că trebuie să nu mai respecti nimic, nicio regulă, ci doar să ai încredere că lucrurile evoluează bine și să ai o gândire pozitivă, că este un mijloc foarte puternic de protecție, gândirea pozitivă. Să nu te temi, să nu-ți fie frică, pentru că fricile se manifestă, exact ce spuneam mai devreme din cartea care sărise, care se agățase ca mesaj, să nu ne mai facem scenarii, să zicem așa, de groază, grotești, ci mai degrabă să ne facem scenarii pozitive, pentru că dacă tot trebuie să se manifeste ceva, de ce nu s-ar manifesta lucruri pozitive? Copiii, ați văzut cum sunt ei, sunt foarte, foarte intuitivi și foarte creativi. Ei își imaginează fel de lucruri fantastice și ei chiar își îndeplinesc dorințele, pentru că ei le spun, le transmit celor din jur, vreau asta, vreau cealaltă, își imaginează că pot să fie ceva deosebit, prințese, prinți, și părinții, cei din jur, încearcă să le creeze acea lume de prinți, de prințese, nu? Deci li se manifestă dorințele, pentru că ei nici nu iau în calcul că nu s-ar putea îndeplini, nici nu se gândesc că nu există ceea ce își imaginează ei și n-ar putea fi. Și atunci lucrurile chiar se manifestă mai devreme sau mai târziu. Și când devin mari, dacă rămân pe aceeași energie, chiar ei se vor duce către acea direcție de a-și manifesta visele lor, imaginația lor. Câți copii de mici se visează, nu știu, poate astronauți, poate ingineri, profesori sau medici, și această imaginație pentru ei este un mijloc de protecție, practic, pentru că își imaginează lucruri pozitive și în felul acesta ei nu atrag către ei răul. Deci nu e nimic de temut. Chiar apare purificarea sublimă aici, dar Arhanghelului Zadachiel, care spune că te ajută să purifici relațiile cu ceilalți, să-ți alchimizezi emoțiile inferioare, chinuitoare, să-ți transcenzi anumite acumulări karmice nefaste, să-ți vindeci în mod miraculos suferințele de orice natură. Deci treci pentru o schimbare, poate, intri într-o altă vibrație, treci la un alt nivel în care ai de-a face chiar aici, ai îngerul luminii albe, care vorbește că vei fi ghidat, vei avea niște revelații, vei vedea lumina, să spunem așa, vei vedea lucrurile pozitive, vei afla niște adevăruri, te vei curăța, poate și prin puterea rugăciunii, chiar aprinzând o lumină albă, aprinzând o lumânare albă, spre exemplu, pentru că lumânarea albă purifică, ea este neutră, ca să spunem așa, și ea purifică energiile. Poți face acest exercițiu când te rogi să-ți aprinzi o lumânare albă rugându-te să-ți curețe energiile, spre exemplu, să gândești mai pozitiv, să-ți îndeplinești dorințele, etc. Aici apar mesaje care vin că obstacolele tale sunt depășite, deci nu mai ai teme, pentru că obstacolele tale, dificultățile prin care ai trecut, cu care te confrunți, ele deja încep să se risipească, toate temerile acestea vor fi eliminate. Deci nu-ți mai fie teamă, spun aici îngerii, arhanghelii, pentru că ești sub protecție divină prin puterea credinței, prin puterea gândurilor, care este acea inteligență divină de care spunea, de a geniul divin. Inteligența ta te va face, puterea gândului este extraordinară. Dacă tu ai un gând pozitiv, e o forță nemaipomenită. Așadar, gândește pozitiv ca să se manifeste gânduri pozitive. Vă dai și că vine și te vindește o traumă, poate, care e emoțională, poate fi de o dezamăgire, poate fi de orice natură dezamăgirea, frica ta, teama ta, supărarea ta. Dar ești într-un moment de vindecare și este momentul să-ți permiți inimii tale de a simți din plin emoțiile pozitive, a trăiește mai pozitiv, bucură-te de natură, de soare, de lumină albă. Poate lumina albă, e vorba de lumina soarelui, lumina naturală, lumina zilei, pentru că în felul acesta scureți energiile, bucură-te, deschideți inima către energii pozitive. Este foarte posibil ca tu să fii acum puțin și încărcat negativ, pentru că te-ai ocupat foarte mult de alte persoane, poate că ai avut grijă de alții, ai fost foarte preocupat de binele altora, ți-ai făcut griji pentru alții și te-ai încărcat cu toate emoțiile lor negative, ca și cum e ca atunci când ești un
o persoană care a ajuns bolnavă și ei îți povestesc de necazurile lor, de supărările lor, tu fiind foarte empatic, da, foarte sensibil, tu suferi pentru suferința lor și te încarci pe tine negativ. Și acum e timpul, cum ar fi, fiind astăzi, fiind și o zi de weekend, poate că este chiar o zi în care e bine să te odihnești, dar în orice altă zi ar fi în care tu vezi acest mesaj, poate chiar atunci, în acel moment, tu ai nevoie să te gândești și la a te odihni tu, a curăța energiile. Purificarea aceasta sublimă care vine prin darul Arhanghelului Zadar, cel care te ajută să-ți purifici relațiile cu ceilalți, să-ți alchimizezi emoțiile inferioare. Poate că te-au supărat cu ceva și te-ai umplut cu, nu știu, cu dezamăgire, cu amărăciune, cu ranchiură, cu frustrare, cu etc., etc. Acum e momentul să-ți faci o curățare ridicându-ți vibrația. Ești mai liniștit în felul acesta, mai gândești mai pozitiv și îndepărtezi toate obstacolele din calea ta. Și mai vine un alt mesaj care vine din partea îngerului Nanael, care el este cel care îți dă putere spirituală, care domină. Care îți dă putere spirituală, care te ajută la cunoaștere, a afla adevăruri. El protejează avocații, spre exemplu, protejează apărătorii dreptății. Deci arhanghel, acest înger îți dă mai multă tărie, mai multă putere interioară. Dorința de a face dreptate, de a-ți apăra drepturile, de a fi protejat sau a proteja pe alții, a apăra drepturile altora. Poate că tu ești cel care lucrezi sau cea care lucrezi în favoarea altora pentru a ajuta pe alții să-și aibă, să aibă, să fie fără teamă, să nu aibă temeri, să nu le fie teamă de ziua de mâine, să nu le fie teamă că li se încalcă drepturile, etc. Și libertățile. Aici văd că aveți așadar acest înger care vorbește despre faptul că ești într-o putere, ești protejat și ești într-o perioadă de creștere spirituală. Este sub semnul săgetătorului. Aici văd semn de foc. Săgetătorul, în mod special cei născuți așadar, în zodia Săgetătorului protejează, dar nu numai. Poate că ai vreo influență pe cineva din semnul Săgetătorului și acest lucru poate fi benefic pentru tine. Și este planeta angelică, soarele, deci practic, deci ai și lumina albă, deci chiar poți te, te ajută, te curăță, curăță energiile, soarele, statul la soare, la lumină, a face plimbări în natură, poate te duci la mare, pentru că acolo faci o baie de soare, dar și la munte, în aer liber, acolo când iese soarele, stai, ai văzut cum iese și păsările și animalele și da, toate viețuitoarele ies la lumină, ies de multe ori și stau la soare, fac o baie de soare, de lumină, tocmai pentru că în felul acesta se încarcă energie, e ca cum te încărca bateria, nu? Cum încarci o baterie la ceva, așa se încarcă și organismul, spiritul nostru. Încrederea recapeți încrederea în tine și îți întărești spiritul. Și așadar este în acest moment trebuie să știți că nu ai de ce să temi și mai bine o carte care spune exact același lucru. Cealaltă persoană, deci alții, nu pot fi dușmani și chiar și dacă ai temeri, temerile sunt date de o minte obișnuită. Deci o minte obișnuită face tot felul de scenarii, exact ce ieșise la acea carte care spunea să nu ne mai facem scenarii fantastice, negative, ci pozitive. Pentru că în felul acesta o minte obișnuită face să creadă orice mică chestie, să creadă că o să o facă importantă, să creadă că există. Inconștient, noi ne facem tot felul de, atragem tot felul de dușmănii, de dușmani, să spunem așa. Poate trebuie să devenim mai conștienți, spun aici, această carte spune, să devenim mai conștienți și să creăm o lume mai clară, mai pozitivă, mai fără să ne fie teamă, deci fără temeri de dușmănii și de dușmani.
Și să avem încredere în noi, să nu ne mai fie teamă că, vai de mine, dușmanii pot să-mi facă rău, vai de mine, dușmanii, am dușmani și nu știu ce. Nu e treaba minții noastre cum ar veni să facă astfel de scenarii, ci mai degrabă mintea noastră trebuie să caute să facă scenarii de cum poate ceva să-și facă bine, să transforme energia negativă în energie pozitivă. Cam asta e ce văd aici la această variantă, și doar sunteți într-o perioadă de purificare, de creștere, e un momentul să îți purifici energiile, gândurile, sentimentele, pentru că ceea ce ai nevoie va veni în viața ta sau este deja prezent. Haideți să vedem la a doua variantă, varianta cu cristalul mov. Varianta cu cristalul mov, wow, foarte frumos. Deci, voi sunteți într-o perioadă, chiar sunteți o treaptă superioară, o treaptă binecuvântată, să spunem așa, din foarte multe puncte de vedere, pentru că aveți aici armonia și armonia vorbește așadar de pace și liniște. Și ar trebui să știți că poate trebuie să vă mențineți pacea și liniștea sufletului în relații. Joacă un rol important armonia. Armonia depinde de raportul care îl ai tu cu Universul. Felul în care te manifesti tu, felul în care percepi tu energiile. Există un proverb care spune: nu contează evenimentul, ci felul în care tu acționezi, reacționezi la el. Da, iar dau povestea, iar dau exemplu cu ploaia, că atunci când plouă, nu contează că plouă, important e ce faci tu în momentul când plouă sau cu ploaia. Așa și aici, deci armonia trebuie să ți-o ai tot timpul, oriunde te-ai afla, caută această stare de armonie, de meditație. Și liniștește-ți gândurile pentru că găsești soluții. Iarăși, cartea care influențează practic această etalare, cea care se agățase, și cartea generală care vorbește de geniul divin. Deci lasă-te inspira, ghidat de divinitate. Ai momente de confuzie, poate disarmonie, e un haos în viața ta sau în jurul tău, oprește-te și ia-ți un timp pentru a-ți readuce armonia în minte, în suflet, pentru că vei găsi idei, soluții. Când e liniște și pace, brusc se aprinde un beculeț. Brusc îți vine o idee, brusc ai o intuiție, o idee genială. Și ai aici sacralitatea pură și deplină, darul Arhanghelului Raziel, care spune: îți ofer cunoașterea ezoterică a tainelor dumnezeiești. Deci nu degeaba ați ales acest cristal care vorbește despre intuiție, vorbește despre cunoașterea la cel mai înalt nivel de evoluție a spiritului. Deci îți oferă cunoașterea ezoterică a tainelor dumnezeiești. Îți relevează secretele teribile ale manifestării divine și modul în care poți atrage în ființa ta grația dumnezească, iertarea dumnezească, binecuvântările dumnezeiești. Te ajută să pătrunzi în sacralitatea pură a lui Dumnezeu și să ai acces la viața divină, mai spune acest dar al Arhanghelului Raziel. Deci te ajută să pătrunzi în sacralitatea pură a lui Dumnezeu și să ai acces la viața divină, să înțelegi totul, că există viață fără de moarte, spiritul este nemuritor. Și așadar trebuie să-ți ai tot timpul spiritul cât mai pur, cât mai curat, pentru că el are multă treabă de-a lungul timpului. Și poate că pentru unii dintre voi va trebui să voi vă căutați locul vostru în lume. Și puteți cere îngerilor să vă ajute pe voi să vă găsiți, să vă ghideze. Poate că unii dintre voi vă gândiți să vă cumpărați mașină, să vă dați la școală de șofer și aveți temeri, neliniști pentru acest lucru. Pentru că este aglomerație, este agitație. Găsiți-vă liniștea, timpul, poate pentru că puteți obține ceea ce vă doriți voi. Locul vostru nu le poate lua nimeni. Văd aici că poate că voi sunteți deja într-o funcție sau căutați să creșteți din punct de vedere profesional, pentru că văd aici că apare agentul sau managerul. Voi sunteți un agent sau un manager, ați putea profesa în acest domeniu sau poate că aveți nevoie în munca voastră de o ghidare, aveți nevoie de o consilieră și căutați un agent sau un manager care să vă dea, vorbește cu, de exemplu, poate la muncă, la tine la serviciu, ai o problemă de rezolvat. Vorbește cu managerul, cu cel care conduce instituția, firma, etc. Cerei părerea, cerei ajutorul, etc. Sau poate că tu vei studia în aceste domenii pentru a deveni un agent, un manager, un consultant, ceva, un consilier. Deci munca ta prosperă datorită
acestor situații prin care tu, pe care tu le manifesti sau pe care le creezi. Și ai creativitate și abundență, deci așteaptă-te la o perioadă, la o perioadă de beneficii, de binecuvântări divine, de petreceri, de evenimente. Fă din viața ta, din fiecare clipă, ceva de petrecut, ceva de sărbătorit. Fiecare moment al zilei trebuie să fie ca un moment de sărbătoare. Îmbracă-te elegant, mănâncă elegant, bea o cafea în mod elegant, du-te la plimbare într-un mod elegant, fă tot ceea ce faci ca o sărbătoare, așa cum faci când te duci la biserică, te îmbraci cât mai elegant, cât mai curat, cât mai frumos, vorbești cât mai plăcut, ești cât mai zâmbitor, ești cât mai binevoitor. Asta trebuie să fie fiecare moment al vieții, pentru că în felul ai această armonie. Armonia trebuie să fie cu tine, chiar dacă în jurul tău poate celelalte persoane nu par că ți-ar împărtăși emoțiile, părerile sau nu se comportă așa, nu este treaba ta ce fac ceilalți, treaba ta este să-ți faci tu micul tău în univers, pentru că aici are legătură cu ce ai, armonia depinde de raportul care l-ai tu cu universul. Atâta din cât tu ai pace și liniște în sufletul tău și conștiința ta este curată și luminată, este ok. Pentru că acest lucru face valuri cumva. Mai devreme sau mai târziu și cei din jurul tău percep această energie și interacționează, pentru că noi suntem toți energii și, într-un fel sau altul, suntem interconectați. Și această vibrația noastră, energia noastră, cumva influențează prin. Ai văzut când vezi un tablou, te inspiră, îți dă o idee, îți ridică vibrația, pentru că îți place culoarea, pentru că îți place ceva. Chiar dacă poate nu te-ai dus special să vezi acea, pur și simplu ai trecut și ai văzut ceva, s-a atras atenția și ți-a rămas cumva în minte, poate, și ți-ai readus amintea în altă zi și cumva acel lucru influențează, se creează valori, 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 care cumva aduc la această situație de a-ți da armonie deplină. Și pare aici într-o cunoaștere, într-o vibrație mai pozitivă, intri într-o conexiune mai pură, mai elevată cu divinitatea și ai o mai bună intuiție, ți se revelă niște adevăruri. Înțelegi cum se manifestă divinitatea, cum poți să-ți transformi visele în realitate, gândi mai pozitiv aici. Deci așteaptă-te așadar, e timpul să acționezi, ești chiar gata să realizezi foarte mari lucruri importante, este momentul de mare creativitate, ești foarte, poate că ai de-a face cu niște artiști sau ești o persoană care ai niște valități artistice, puneți-le în valoare, ai poate niște hobby-uri, niște pasiuni artistice, puneți-le în practică, studiază mai mult poate în acest domeniu, scrieți la cursuri, pentru că în felul acesta ai mai mult succes. Dacă îți urmezi pasiunile, abundența și prosperitatea se vor manifesta în viața ta. Știți cum se spune? Când faci cu plăcere ceea ce faci, nu muncești, ci doar te joci. E totul o sărbătoare, e totul o distracție. Ați văzut cum sunt artiștii? Artiștii se distrează, practic. Ei muncesc acolo, dar nu li se pare că muncesc. Ei pur și simplu își trăiesc în momentul creativ, într-o intensitate. Ei se bucură că pot să fac acel lucru și îl manifestă și se bucură și că văd că și ceilalți se bucură și apreciază. Și mai vine aici un înger, îngerul Ariel. Percepția, revelația, descoperirile, comorile ascunse te ajută, deci îngerul Ariel te ajută practic să vezi lucrurile, să simți vibrațiile, să descoperi niște lucruri, poate talente ascunse care le ai în tine. Sau ceva, descoperi un adevăr, chiar descoperi ce prieten prețios ai lângă tine. Sau ce planetă minunată avem, sau altceva. Poți descoperi așadar niște comori, comori la propriu, la figurat, ele pot fi în diferite forme. Văd că aveți aici, afli niște secrete, afli niște revelații, pentru că ești aici într-o această situație de sacralitate pură și divină. Încep să-ți găsești liniștea, să te armonizezi, să-ți cureți energiile, pentru că înțelegi ceva, înțelegi cum se manifestă și începe cumva aici o sărbătoare pentru tine. Și apare aici acest înger Ariel care îți vorbește despre niște revelații, deci vei avea revelații, vise profetice, poate sau viziuni, da? Auzi voci, percepi sunetele altfel, energiile le vezi.
Da, poți vedea poate aura, poți lucra cu energiile, cumva ești într-o energie foarte pozitivă care îți aduce liniște, pace, vindecare și chiar poți crește în afacerea ta, poți deveni un manager, poți deveni un manager al propriei vieți. Îți iei viața mâine aici, cumva tu devii un creator, ești un creator, toți suntem niște creatori, dar depinde la fiecare când vor înțelege acest lucru, pentru că toți putem fi extraordinar, toți avem ceva extraordinar pe care putem să ne-l punem mai mult în valoare, trebuie să înțelegem acel lucru care este, pentru că scopul vieții noastre pe această planetă este să fim cea mai bună variantă a noastră, să ne îndumnezeim. Practic, la naștere am fost creați cu atribute divine, nu? Suntem creați, suntem scânteie divine, suntem după chipul și asemănarea divinității. Nu neapărat ca înfățișare fizică, ci la nivelul inteligenței și al spiritului. Înfățișarea fizică aici vine, poate vine și din ereditate, din generație în generație, că poate la începuturile nu știm exact, doar intuim și din ceea ce spune Biblia, că primele ființe, Adam și Eva, erau perfecte, nu erau după chipul și asemănarea divinității. Că ulterior fizionomiile, să zicem așa, au diferit de la generație la alta, asta ținut și de gradul fiecăruia din generație în generație care s-a îngrijit de propria sănătate, de propriul aspect, de propriul suflet, pentru că influențează. Când ai un suflet pur și curat, devii mai frumos. Chiar dacă fizicul tău poate nu are toate caracteristicile de acea frumusețe, există frumusețe și într-un cactus, spre exemplu, e o minune și un cactus și așa mai departe. Deci aici văd ca niște revelații, așadar, aici asta e sub influența așa zodiei Scorpion, văd aici că influențează zodia Scorpion, planeta este planeta Venus, care vorbește de frumusețe, de senzualitate, de bucuria, petrecerea vieții, a aprecia frumosul, a aprecia ceea ce este mai armonios, poți afla secrete, poți face niște lucruri aici, care să-ți aducă mai multă bucurie, să trăiești cu mai multă bucurie viața, să îți pui în practică niște idei, să dai viață unor idei ale tale. Și mai vine un mesaj care vorbește despre din încrederea în viață și în ceea ce îți dorești, se va naște o armonie. Practic, ele vin în continuare ca aceste cărți, parcă zici că sunt toate una după alta, au o sintonie, au o coerență. Deci, practic, trebuie să nu te mai atașezi de lucruri care nu mai au importanță, să nu dai valoare lucrurilor de nimic, ci să te axezi pe ceea ce aduce armonie, pace, liniște, pe ceea ce este important și esențial, ceea ce este foarte clar. Caută lucrurile clar, poate de aceea apare această revelație, vei afla niște adevăruri, ies niște lucruri, nu mai trebuie să faci lucrurile pe ascuns sau nu trebuie să fii fals, ci mai degrabă să fii autentic, să fii, ghidează-te, fii în armonie și în felul acesta vei avea mai mult succes. Cam asta e ce văd aici la această variantă a cristalului mov. Haideți să vedem și la varianta cristalului alb. Foarte, foarte interesante mesaje astăzi care vin prin intermediul cărților de oracol angelic. Wow! Chiar foarte interesant. Deci, e un moment extraordinar, probabil, pe care îl trăiți. Realizați-vă visele, spune aici. Vedeți mai clar lucrurile, trebuie să le vedeți mai clar aici, să vă echilibrați, aveți echilibrul aici. Aveți nevoie de mai mult echilibru în viața voastră. Aveți nevoie de mai multă pace și liniște și voi. Aveți nevoie să vă treziți cumva sufletul, să vedeți mai clar lucrurile și aveți acest dar al Arhanghelului Sandalfon care spune te ajut să-ți trezești sufletul și astfel să ai acces la energia subtilă, sublima iubirii divine nesfârșite. Simte-te că ești iubit. Ai nevoie poate de mai multă iubire, de pace, de împăcare, de claritate, de dreptate în viața ta și o poți găsi. Trezește sufletul, trezește-te la viață.
purifică-ți sufletul, sentimentele, ai aici anul creativității, poate vei mai dori să mai studiezi, să mai înveți ceva, cauți soluții, cauți idei și le poți găsi, roagă-te acestui înger al creativității că te inspiră, te ghidează, vei avea o idee genială aici, ca ai trezirea sufletului, deci sensibilitatea ta cumva rezonează, iese în afară, este vreo idee. Deci te ajută să-ți trezești sufletul și astfel să ai acces la energia subtilă, sublimă, a iubirii divine nesfârșite și a genului divin. Pentru că te văd aici cu acest înger al creativității care te ajută, te inspiră, te ghidează în munca ta, în profesia ta sau pentru a găsi soluțiile cele mai bune pentru ceea ce îți dorești să rezolvi. Poți începe un nou proiect, poți începe ceva nou, ai foarte multe talente. Îngerii spun așa că trebuie să-ți realizezi visele, trebuie să te retrezești la viață, trebuie să speri din nou, să visezi din nou. Pregătește-te pentru a te bucura de talentele tale. Fii gata, fă primii pași în direcția respectivă, cât de mici, ei vor fi foarte importanți pentru schimbarea pe care o dorești. Fii atent la vise pentru că te vor ghida, vei avea o intuiție, ceva, fii atent la emoțiile tale, la gândurile tale, pentru că acest lucru te poate duce către direcția potrivită, poți avea o idee genială, poate apărea un miracol, ești într-o perioadă în care cumva se manifestă ceea ce gândești. Universul cumva este pe o vibrație, acum să zicem, în care manifestă gândurile și sentimentele, așadar încearcă să fii pe o vibrație echilibrată, pozitivă, cât mai curată, pentru că în felul acesta faci să manifesti în viața ta acea bucurie de care ai nevoie, acea fericire de care ai nevoie. Și mai bine aici un mesaj, vorbește în public, mesaj, poate că ai ceva important de spus și poți să-i ajuți și pe alții și așadar poate că e nevoie să și vorbești, să ai curajul să vorbești, să-ți exprimi sentimentele, să-ți exprimi ideile într-un mod autentic, cu curaj, fără teamă, să vorbești în public, să-i participi în societate la ceea ce se întâmplă la aducerea, la trezire. Poate că tu ești cel care vei vorbi și vei trezi pe alții, le vei aduce echilibru, le vei da idei, îi vei inspira. Posibil că tu ești cel care vei face ca niște vise, niște chestii să devină realitate pentru că tu ai mai multă forță, putere. Sau tu ești cel care ai nevoie și găsești forța în tine, ai o forță extraordinară în tine, ești un mic Dumnezeu, un mic creator. Să zic așa, la nivelul tău la care ești și care poți să crești din ce în ce mai mult, important e să vrei, să-ți dorești acest lucru, să ceri și ghidare divină, să ai și curajul să-ți urmezi visele, pentru că dacă tu o faci primii pași, ceilalți pași vin de la sine. E, cu alte cuvinte, important este să te miști puțin, să începi puțin să ieși din starea în care ești, pentru că se vor schimba multe lucruri. Ai și luna ca și planetă, aici vine îngerul Mihail și planeta angelică este luna, care te inspiră, te ghidează, te dă intuiție, revelații. Ai și influența zodiei Scorpion aici. Și acest înger vorbește despre cuvânt, despre a vorbi chiar. Deci, despre creație, despre noutăți, chiar poate și de a naște, a da naștere unui copil, poate, sau pur și simplu copilul din tine îl renaști din nou, te reinventezi, te refaci, îți refaci forțele, energia, dai naștere unor noi proiecte, le pui în practică, le pui în practică, pui în practică ceea ce visezi. Dragostea este cel mai bun mijloc de protecție pentru noi, spun aici îngerii, arhanghelii. Nu trebuie să ne temem de nimic, pentru că acțiunile care vin cu dragoste, se fac cu dragoste, caută doar așadar situațiile care îți dau această vibrație a iubirii, a prieteniei, pentru că în felul acesta ești protejat, deci ai nevoie de echilibru, ai nevoie de pace și liniște, ai nevoie de iubire sau să oferi iubire, prietenie, echilibru, pentru că în felul acesta ești protejat, ești sub protecție divină.
Deci nu ai nimic de ce te teme, pentru că acțiunile sunt propuse chiar de viață. Deci viața te ghidează atâta timp cât faci cu iubire totul, viața te ghidează următorii pași care să-i faci. Dacă totul e iubire, iubirea e adă viață, iubirea acolo unde e iubire te ridici ca vibrație și începi să fii creativ. Artiștii sunt îndrăgostiți, sunt niște veșnic îndrăgostiți de frumos, de viață, de o persoană, de munca lor, etc. Și acest lucru dă viață. De aceea aduc foarte. Când nu mai iubesc și când pierd din aceste atribuții a iubirii, cumva își pierde, le scade și inspirația și ghidarea, pentru că se încarcă negativ. Deci, ca să rămâi pe o frecvență înaltă și creativă a frumosului, a tot ceea ce e mai benefic și mai pur pentru tine personal și pentru cei cu care interacționezi și a Universului, întâi trebuie să rămâi pe această stare de vibrație a iubirii, pentru că aceasta dă de naștere la tot ce e mai frumos, mai echilibrat și mai armonios. Și ai puterea aceasta în tine, spune aici, deci fă-ți o claritate, pentru că vei vedea cu foarte mare claritate. Ești într-o trezire aici, într-un moment foarte, foarte creativ. Cam asta e ce pot să spun și la această variantă, așadar, eu sper că rezonați cu aceste citiri și că mesajele care vin în acest moment prin aceste cărți de oracol angelic sunt mesaje motivaționale, inspiraționale pentru fiecare dintre voi. Vă răspund la întrebări, la așteptările voastre, vă ghidează în ceea ce vreți voi să rezolvați, să aflați, să știți, să aveți în viața voastră. Vă mulțumesc că vizionați acest video. La mulți ani încă o dată tuturor celor care sărbătoriți această zi, tuturor Constantinelor și Constantinelor și Elenelor care vizionați acest video, care sunteți înscriși la canalul meu, dar și celor care nu sunteți înscriși. Vouă și tuturor celor dragi vouă vă doresc numai bine. La revedere, să iubiți și să fiți iubiți!